Bună Capricorn și bine ai venit la citirea ta de dragoste pentru luna august. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Capricornului. Dacă ești interesată sau interesat de cineva cu aspecte pe Capricorn, de asemenea ești binevenită sau binevenit la această etalare. Aceasta este o etalare de dragoste, sunt și etalări generale pe carieră sau la modul general vorbind, sunt două seturi de etalări făcute până la acest moment pentru semnul vostru zodiacal, deci pentru Capricorn și pentru celelalte semne, le găsiți în playlistul anul august 2021. Și în anul 2021, în acel playlist, găsiți etalare de dragoste pentru tot anul 2021, evenimentele importante. De asemenea, găsiți acolo și o filmare generală pentru acest an și de asemenea mai este o filmare acolo, jumătate e pentru dragoste, jumătate e pentru carieră, tot pentru fiecare semn zodiacal în parte. Asta dacă vreți să vizionați ceva suplimentar. Hai să vedem, dragii mei capricorni, pentru luna august voi folosi crucea celtică. Și aveți așa, patru de bâte și soarele și cavalerul de bâte. Dar ce faceți, dragii mei capricorni? Răsare soarele pe strada voastră. De ceva timp vă ies și vouă etalări bune, eu mă bucur tare mult. Ce să vă spun aici? E o perioadă foarte interesantă pentru voi, o perioadă în care... Parcă s-a aprins o luminiță în viața voastră, parcă a răsărit un soare, ori ați cunoscut pe cineva, ori în relația voastră de cuplu lucrurile sunt mai bune. Dacă sunteți singuri, pentru cei singuri, văd că vă simțiți bine, da? Pentru cei mai mulți dintre voi. Văd că aveți un chef nebun de a vă distra, de a cunoaște lucrurile, poate chiar aveți câțiva pretendenți pentru doamne, domnișoare sau pur și simplu vreți să trăiți viața din plin, da? Momentan, pentru cei singuri. Pentru unii, pentru alții, v-am spus, văd aici totuși niște o pasiune, văd niște flăcări, văd că se stabilizează ceva. Poate mergeți la o petrecere sau la o petrecere posibil să se întâmple ceva sau s-a întâmplat pentru alți capricori. Dar văd o perioadă în care lucrurile se mai stabilizează în relația voastră, o perioadă în care se pun așa lucrurile într-un mod aparte, în care puteți să sperați chiar la un viitor foarte, foarte stabil. Hai să vedem. Aveți așa, 3 de cupe, puterea, dar unii sunteți în trio, nu toți, dar unii capricorni, 7 de bâte, echilibrul, 5 de monede, marea preoteasă, a treia arcană majoră, 7 de cupe, 4 de cupe, 8 de bâte, multe vorbe și nebunul, wow! Dragii mei capricorni, dar ce faceți voi aici? Pentru că e o lună foarte frumoasă pentru voi, e o lună foarte intensă în primul rând, e o lună pe care eu cred că nu o veți uita ușor, cei mai mulți dintre voi. 3 de cupe, ca și energie generală aici. E o stare de petrecere, v-am zis, e o stare în care petreceți, sunteți bine, e o stare în care pur și simplu priviți lucrurile cu multă detașare, cu mult entuziasm, foarte mult optimism, de ce nu? E o perioadă bună pentru voi aici, dar în special pe zona de dragoste, să știți că ori sunteți într-un trio unii dintre voi și acest lucru pe de-o parte vă place, pe de altă parte nu, nici voi nu știți exact. Pentru alții dintre voi chiar văd aici o stare de gelozie, o stare poate ușor neplăcută. Hai să vedem exact ce e cu acest 3 de cupe aici. Wow, regina de cupe și lumea. Dragii mei capricorni, unii văd că aveți treabă cu un botez, cu ceva de genul acesta. Pentru alți capricorni e ca și cum se încheie acum o etapă de a vă distra, o etapă de a trăi lucrurile din plin și urmează o perioadă în viața voastră în care e adevărat, se încheie un ciclu, intrați într-o lume nouă, că aveți nebunul aici ca și carte de final, deci e o lume nouă în care intrați și se petrec schimbări foarte mari aici la voi. De asemenea, văd multe vorbe în prezent care la fel au legătură cu o petrecere, cu un cerc de prieteni sau cu un trio, ceva de genul acesta. Dar oricum ar fi, ceva se încheie, dragii mei capricorni. Mai departe, aveți puterea aici.
puterea, care este iarăși o arcană majoră și care va amplifică foarte mult energiile acestea de foc din etalare și cam aveți câteva. Da? Totuși, văd aici că aveți o energie aparte, aveți un curaj aparte și pentru unii capricorni posibil să aveți o persoană puternică în jurul vostru, e o persoană care vă ajută, o persoană care vă este alături și de asemenea, dragilor, e o persoană așa foarte plină de viață, aș spune eu, o persoană care pur și simplu vă oferă din energia lui sau din energia ei. Hai să vedem despre ce e vorba. Trei de monede. Văd aici că aveți un prieten sau o prietenă, cineva care vă încurajează foarte mult pe zona asta de dragoste și vă spune, domnule, dar hai ieși din casă, dar hai fă lucrul ăsta, dar hai du-te încolo, hai să ne distrăm, hai să facem un lucru nou. E cineva aici care vă întartă, da, la distracție, l-a făcut tot felul de ghidușii. Că e vorba de o relație, că e vorba că sunteți singuri și prietenii vă îndeamnă, dar pentru unii simt foarte intens această idee de ieșire cu prietenii, de trio iarăși pentru alții, e foarte puternic aspectat. Și văd totuși aici un final, dragilor, văd că poate v-ați despărțit recent unii, alții poate chiar... Vă gândiți că o să se încheie această etapă și că e nevoie totuși să echilibrați lucrurile, da? Din acest punct de vedere. Mai departe aveți 7 de bâte și văd aici că cei mai mulți capricorni sunt pregătiți pentru a da față în față, aș spune eu, cu ceilalți. Sunteți pregătiți aici să spuneți lucrurilor pe nume. Dragii mei capricorni, văd că e o perioadă din viața voastră în care e posibil să luați atitudine chiar voi într-o relație. O atitudine din această fermă poate chiar să îi inspirați pe ceilalți. Ia să vedem, nebunul. Văd că pentru unii poate fi vorba de un copil care vă dă putere, da? Nu neapărat acum că l-ați făcut, dar poate l-aveți de ceva timp. Pentru cei care aveți copii, pentru cei care nu aveți copii, totuși e o persoană aici mai tânără sau e un element de noutate. Aveți un curaj iarăși aparte în a încerca lucruri noi, în a cunoaște persoane noi sau face lucruri noi în relația în care sunteți. Dar în egală măsură văd că ceva aici totuși nu vă convine, văd că aveți un blocaj. Acum poate sunteți blocați să vă distrați cu ceea ce e în lume sau poate sunteți blocați să faceți ceva anume, nu știu, pentru că s-a luat o decizie undeva sau s-a întâmplat ceva din acest punct de vedere. Văd aici o ușoară teamă de-a voastră iarăși referitoare la această relație. Mai departe, dragii mei capricorni, aveți echilibrul. Ceea ce reprezintă emoțiile voastre în această poziție. Sunteți destul de echilibrați, sunteți destul de calmi, văd aici în interiorul vostru vorbesc, aveți o dorință fantastică de pace, de liniște, vă doriți poate chiar mai mult echilibru în viața voastră. Posibil să fi fost mai singuri în trecut sau să vă fi simțit mai singuri, mai abandonați, poate chiar ați și stat singuri o perioadă. Și văd aici că parcă vă gândiți la binele copiilor unii capricorni, alții parcă vă reamintiți ceea ce vă doreați voi în trecut, poate când erați mai tineri, poate când erați copii și atunci reușiți să readuceți lucrurile care vă plăceau aici. Pentru alții poate să fie vorba de o relație lungă care s-a încheiat sau o relație care durează de ceva timp și e într-un moment de hop, da? Ca să spun așa. Văd aici că vă doriți tare multă stabilitate și sunteți dispuși să echilibrați ideea aceasta de singurătate, de abandon, de sărăcie poate, cu ideea aceasta de copii, cu ideea aceasta de sinceritate, de durată iarăși. Și asta este foarte, foarte bine pentru că reușiți aici cu brio. Oricum ar fi, văd că aveți un spirit foarte pacifist în această perioadă și acest lucru vă va ajuta extraordinar de mult. Mai departe aveți aici 5 de monede, dragilor. Așa cum am spus în trecut, văd că ați fost singuri, abandonați, văd că poate ați stat o perioadă singuri. Poate în relația de cuplu nu vă simțeați împliniți, nu erați acolo, erați doar cu fizicul, poate nici cu acela, da? Poate erați despărțiți fizic. Văd aici o invitație sau
o propunere de dragoste pe care poate nu ați primit-o sau o dorință de-a voastră pe care ați avut-o foarte mult cu privire la această dragoste. Pentru unii văd aici că a fost distanță sau poate încă mai este, cine știe, dar au fost niște drumuri între voi sau o situație în care a fost la limită și a trebuit să vă puneți în joc multe chestii pentru a reuși să stabilizați această relație, pentru a face ca această relație să meargă. Păi de aici că a fost vorba de o așteptare. Poate a fost o relație la distanță și acum v-ați întâlnit pentru unii capricorni, pentru alții, dar nu pentru toți capricornii. Pentru alții, v-am spus, văd aici drumuri care au fost între voi și tot felul de evenimente din acestea. Mai departe, Marea Preoteasă, în viitorul apropiat, niște secrete, dragii mei capricorni, care ies la iveală. E o perioadă aici în care reușiți să echilibrați binele cu răul, în care reușiți să vedeți și partea bună și partea mai puțin bună. Cred că urmează să vi se dezvăluie tot felul de lucruri la care nici măcar nu v-ați așteptat, dar sunt lucruri care vă pot ajuta să vă clarificați imaginea de ansamblu asupra unei relații din viața voastră sau asupra unei situații și poate avea legătură cu o femeie din viața voastră. Da? Dacă sunteți domn, dacă sunteți doamnă, are legătură cu feminitatea și cu starea dumneavoastră materială sau de împlinire. Deci aflați acolo niște lucruri. Poate să fie vorba de faptul că poate țineți mult la ceva anume, la o poziție, la niște bani, la ceva anume care are legătură și cu zona dragostei și atunci posibil să aflați cum anume să obțineți pentru unii capricorni, pentru alții poate să fie vorba de faptul că aflați de o rivală. Da? Văd aici totuși niște lupte care se duc, niște divergențe de opinie în viitorul apropiat și care e posibil să aibă legătură cu acest personaj din viața voastră, mai plin de viață, mai ieșit din comun, mai excentric, o persoană care e posibil să nu accepte atât de ușor această mare cunoaștere, această mare revelație care vi se arată, dragilor. Mai departe, dragilor, 7 de cupe. Urmează o perioadă din viața voastră în care o să vă simțiți ca pe un norișor. Posibil ca cineva să vă promită vrute și nevrute, nu neapărat că nu se pot realiza. Unele, da, sunt iluzii, unele se pot realiza, dar per total vorbind să știți că vi se prezintă un ideal așa frumos sau posibil voi să visați cu ochii frumos, cu ochii deschiși, da? Să visați frumos cu ochii deschiși, dar, dragii mei capricorni, să știți că e o situație aici în care până a se realiza mai e nevoie să mai renunțați la ceva, mai e nevoie să mai pierdeți ceva, să mai faceți ceva, cine știe. Justiția, dragii mei capricorni, justiția. Văd aici că cineva e posibil să vă propună ceva cu niște acte sau cineva să clarifice o situație, să vă arate niște documente, acte, hârtii sau cineva să aibă treabă cu așa ceva și voi aici sunteți pe un norișor, vă place foarte mult, vă simțiți foarte bine, dar în egală măsură e posibil să primiți promisiuni care au legătură cu hârtii, acte, documente din partea persoanei iubite sau pe zona aceasta de dragoste și acolo pur și simplu să simțiți că în sfârșit se duce povara, în sfârșit scăpați. Văd o împlinire foarte, foarte mare aici la voi, posibil să aveți o perioadă, deci într-un viitor ușor mai îndepărtat, în care să fiți ceva mai plini de siguranță, poate e perioada în care mâncați ceva mai bun împreună cu partenerul, vă simțiți mai bine. Mai departe, 4 de cupe. Să știți că celorlalți nu prea le va conveni toată această poveste. Posibil să vă ofere tot felul de vorbe, tot felul de idei, dar se pare că voi nu băgați în seamă, nu vreți să acceptați, sunteți axați pe ceea ce se întâmplă aici și acum, aici unde sunteți voi pe un norișor. Ia să vedem ce vi se spune. Păi, dragii mei capricorn, să știți că e cineva care vine aici cu niște intenții serioase față de voi, dar voi nu vedeți pentru că voi sunteți prinși în această poveste de aici. Sunteți prinși, pur și simplu nu vă interesează. Poate fi vorba de o ofertă de muncă pe care o primiți în timpul în care sunteți foarte focusați pe această poveste de iubire.
mai vreau o carte, 7 de cupe, exact ce spuneam, sunteți acolo prinși pe ceva anume. Nimic greșit în asta, v-am zis, dar până la a ajunge să concretizați exact lucrurile, să știți, dragii mei capricorni, că mai aveți de muncă, poate e vorba de niște sacrificii la mijloc. Mai departe, 8 de bâte, dragii mei capricorni. Văd aici că totuși vă doriți să comunicați mult, vă doriți mai multe scânteii în relații și da, le veți avea. Văd că urmează o perioadă în care se va discuta mult în relația voastră sau poate vă găsiți pe cineva la distanță, da? Ceva de genul acesta. Cineva cu care veți comunica extraordinar de mult, văd multe drumuri iarăși la voi. Și o rapiditate a lucrurilor care se va întâmpla, pur și simplu poate vă va surprinde chiar și pe voi, pentru că vă va duce într-un nou început. Văd aici tot felul de petreceri, tot felul de întâlniri la care veți merge împreună cu persoana iubită sau împreună cu, eu știu, noua persoană pe care o veți cunoaște. Însă vă văd aici că în egală măsură se păstrează o flacără în relația voastră. Văd că totuși reușiți să și clarificați ceva. Poate fi vorba de niște critici pe care iarăși e posibil să le primiți din partea celorlalți, dar critici care vă ajută, cumva sunt constructive, deci cumva voi nu le luați ca fiind rele și văd că toată această poveste face ca lucrurile să se miște ușor, ușor în viața voastră. Rezultatul final, dragii mei capricorni, nebunul, deci un nou început aici care se anunță în viața voastră. Vă văd foarte curajoși, foarte, foarte curajoși și foarte înțelepți. Acum, pentru unii capricorni, posibil ca aceste vorbe, aceste secrete pe care le auziți voi când v-am explicat eu cu această femeie și cu toată această discuție de aici, vă vor ajuta extraordinar de mult și posibil să vă ajute să vă ghideze pe acest nou drum pe care voi veți alege să mergeți. Pentru domni, poate fi vorba de o persoană foarte spirituală pe care o întâlniți, dar și pentru doamne, e cineva la care nici măcar nu v-ați așteptat, o cunoașteți la o petrecere sau ceva de genul acesta. Așa cum am mai spus, asul de bâte, văd și o activitate nouă sau activități noi pe care le faceți și care vă fac plăcere în egală măsură, dar de care se pare că nu prea veți vorbi, doar le veți savura din plin. Deci voi veți savura viața din plin, nu veți accepta de nicio culoare părerea lumii, asta e bine și sunteți într-o etapă foarte, foarte frumoasă. Vreau să vedem și un card de oracol de la Arhanghel pentru voi, dragii mei capricorni, și luna august pe zonă de dragoste. Și aveți așa numărul 43, numărul 4, numărul 3 sau numărul 7, numere importante pentru voi în această perioadă. Spune așa, geniul dumnezeiesc este arhanghelul Metatron, wow, da? Este un arhanghel foarte puternic și vă spune așa, manifest geniul divin în lume. Îți oferă accesul la înțelepciunea divină și la atotputernicia dumnezeiască. Locul meu este lângă tronul gloriei dumnezeiești. Mediez toate rugăciunile tale în fața lui Dumnezeu. Foarte frumos, deci se pare că aveți o susținere aparte. De asemenea, pentru unii capricorni, poate să fie vorba de o persoană care este dezvoltată din punct de vedere spiritual sau are o cunoaștere mai mare și care vă poate vinde niște ponturi pentru a reuși să vă mai echilibrați ușor această viața voastră amoroasă. Dragii mei capricornii, aceasta a fost citirea voastră. Eu vă mulțumesc frumos că mi-ați fost alături. Vă îmbrățișez, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.